Cetățenii români cu drept de vot sunt chemați la urne duminică 5 iunie pentru a-și alege primarul și componența consiliilor locale și județene pentru următorii 4 ani. Legislația în vigoare prevede multiple sancțiuni contravenționale și chiar pedepse cu închisoarea pentru încălcarea regulilor din secțiile de votare, respectiv a celor care se aplică pe parcursul procesului electoral. Reamintim că prezența oricărei persoane în cabina de vot, în afara celei care votează, precum și fotografierea sau filmarea cu orice mijloace a buletinului de vot, constituie contravenție, se pedepsește conform legii. Amenda este între 600 și 1000 de lei. De asemenea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, altele decât cele cu valoare simbolică, constituie infracțiune și se pedepsește conform legii cu închisoarea la 6 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi. De asemenea, votul se exercită în localitatea de domiciliu sau de reședință numai pe baza actului de identitate. Cu închisoare de la 6 luni la 3 ani vor fi pedepsiți și cei care votează fără a avea acest drept, cei care votează de 2 sau mai multe ori, precum și cei care introduc în urnă mai multe buletine de vot decât are dreptul un alegător. De asemenea, este interzisă intrarea în cabina de vot cu dispozitive care pot capta imagini, fotografierea sau filmarea buletinelor de vot în interiorul cabinei, dar și părăsirea secției de votare cu buletine de vot de către alegători.